Adrian Oroș, ministrul agriculturii, a revenit astăzi la Botoșani pentru a se întâlni cu o parte dintre fermieri și cu autoritățile județului. Una dintre principalele teme de discuții la întâlnirea de astăzi a fost investiția în irigații. Ministrul Agriculturii și-a programat vizita la Botoșani pentru a discuta cu autoritățile județului și cu fermierii despre secetă, numai că între timp a plouat destul de mult, iar în sol este suficientă apă pentru culturile de grâu, porumb sau rapiță. Adrian Oroș a avut în această dimineață o întâlnire cu prefectul județului, după care a discutat cu reprezentanții Direcției Agricole, APIA, AFIR și a altor instituții. La întâlnire au participat câțiva producători din județul Botoșani și președinții asociației Moldovis și a cultivatorilor de cereale. Am venit la Botoșani pentru ca împreună cu domnul prefect și cu șefii de concentratelor care aparțin de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să facem o analiză privind situația agricultorilor și a fermierilor din județul dumneavoastră, care este un județ dezvoltat din acest punct de vedere al agriculturii și industriei alimentare. Vrem să vedem care este starea culturilor, starea sistemului de irigație atâta cât este, situația plăților către fermieri și sigur, apoi o să avem o întâlnire și cu asociațiile de fermieri, cu liderii acestor asociații, să ne spună care sunt problemele care le-au întâmpinat în această perioadă. Una dintre principalele teme de discuții la întâlnirea de astăzi a fost investiția în irigații. Ministrul Agriculturii spune că investițiile în sistemele de irigație au fost puține în ultimii ani, iar unele lucrări au fost de proastă calitate. Avem un sistem de irigații care acum se reabilitează, a început în urmă cu 4 ani, un program de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, care dacă ar fi fost reparat în mod corect și tot complet, ar fi deservit cam 2 milioane de hectare. Sigur, acest lucru nu s-a întâmplat. Se pare că s-au reabilitat cam maxim 300-350 de mii de hectare. Pe de o parte s-au făcut lucrări incomplete, pe de altă parte s-au făcut lucrări proaste și am constatat asta acum când am dat drumul la apă pe canale. Sau s-au făcut lucrări pe infrastructura principală, acolo unde nu corespundea cu infrastructura secundară. Mai sunt și cauze legate de lipsa echipamentelor de udat a unor fermieri. Ministrul Agriculturii a anunțat că în acest an s-a alocat suma de 240 de milioane de lei pentru reabilitarea Sistemului Național de Irigații. În plus, mai sunt 43 de milioane de euro care se vor investi tot în aceste sisteme de irigații. Anul acesta s-au alocat pentru reabilitarea Sistemului Național de Irigații, infrastructură principală, 240 de milioane de lei. De asemenea, sunt 43 de milioane de euro pentru măsura 4.3, adică reabilitarea infrastructurii secundare, măsură care este accesată de către organizațiile de udători și continuă programul APA gratuită prin care Ministerul Agriculturii duce până la stațiile de punere sub presiune, deci până la organizațiile de udători, duce apa, atât apa cât și prețul curentului. Potrivit Ministrului Agriculturii, la ora actuală, în România, culturile sunt compromise în proporție de 50% pe aproximativ 1 milion de hectare.